Salut! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai interesante domenii investiționale, și anume investițiile în imobiliare. Suntem în vizită de data asta la gazda noastră, care îi mulțumesc, Răzvan Cuc, proprietarul francizei Rimex România, cea mai mare franciză de afaceri imobiliare din, din lume. Mulțumim că ne-ai invitat Bine la voi a venit. și uh, o să intru direct în subiect, pentru că viața e scurtă, gustul lung. Și Super. o să te întreb uh, foarte specific. Uh, ești unul dintre investitorii cu notorietate deja în Transilvania și în Cluj, în ceea ce privește investițiile imobiliare. Spune-ne, te rog, ce te-a atras la domeniul ăsta sau de ce ai ales să fii investitor și în imobiliare? Păi, încă din primele mele experiențe antreprenoriale, am, am fost atras de domeniul imobiliar. Uh, probabil că, în primul rând, datorită faptului că vorbim aici despre valori mari. Valori mari raportate la veniturile oamenilor, adică oamenii își pun o mare parte din averea lor în proprietăți imobiliare, pe urmă venituri mari în raport cu investițiile sau, știu eu, valorile care se tranzacționează în bunuri în lumea asta, mult mai mari decât mașini, mult mai mari decât alte asseturi pe care oamenii mm -hmm. le au. În al doilea rând, pentru că uh, orice business uh, la un moment dat se intersectează cu, sau are nevoie de domeniul imobiliar ca el să funcționeze, pe urmă, datorită faptului că uh, oamenii, odată ce ajung să capitalizeze, uh, se intersectează la un moment dat cu acest sector de investiții, mm -hmm. pentru că el uh, cred că este unul dintre cele mai importante domenii de investiții și aici tu știi mai bine lucrul ăsta, poți să explici mai bine. Și uh, pentru că uh, există și un grad uh, destul de mare de siguranță în ce privește uh, piața imobiliară. Sigur că sunt aici o mulțime de uh, paranteze care pot fi introduse, cum ar fi criza, uh, boom-ul imobiliar, uh, în cealaltă extremă, tot felul de uh, accidente care se pot uh, întâmpla și care, uh, știu eu, Introduc un grad de risc mai mare sau mai mic, dar overall cred că este un domeniu investițional cu un grad de siguranță destul de ridicat. Și pe urmă, <coughs> uh, pentru că dacă privim latura de business de consultanță imobiliară versus cea de investiții, aici uh, iarăși putem vorbi despre uh, volume mari, vorbesc de comisioane mari. Și ă, ăsta nu este un lucru deloc de neglijat. Uh, remarcasem în, într-una din uh, discuțiile noastre anterioare un lucru foarte interesant despre uh, această afacere cu uh, active imobiliare, și anume faptul că, așa cum spuneai tu, este una dintre afacerile în care poți să faci și să rulezi sume foarte mari de bani care nu sunt ale tale. Adică da. faci business cu banii altora, cum exact, se spune. Exact. Ai putea să detaliezi un pic aspectul da. ăsta? Păi, hai să ne imaginăm că suntem într-un business de retail și avem un magazin de păpuci. Și în magazinajul nostru de păpuci, care este pus într-o locație decentă, avem un anumit stoc de marfă. Nu? Stocul ăla de, marcă, de marfă presupune o investiție. Chiar dacă avem niște facilități de plată la termen, ea la un moment dat trebuie acoperită valoarea acelei, acelei mărfuri. În domeniul ăsta al consultanței imobiliare, lucrurile nu stau deloc așa. Și anume, consultanții imobiliari, Rimax fiind unul dintre cei mai, mai mari de pe planeta asta, lucrează cu stocurile altora. Uh -huh. Uh, și uh, ăsta este un avantaj fantastic, care nu îl întâlnești în uh, businessuri, în general. Deci, uh, noi avem la vânzare proprietăți de valori uriașe în comparație cu uh, alte. Un magazin de pantofi. <laughs> un magazin de pantofi, exact, care uh, sunt uh, în proprietate altora, sunt pe banii altora iar la tranzacționarea unei astfel de proprietăți ne bucurăm de o remunerație consistentă în raport cu proprietatea și care pe de altă parte este și motivantă. Și ăsta este un business care din sfera asta a știu eu, valorilor mari și a, a lipsei investiției are niște avantaje uriașe. Deci pot să începi businessul ăsta cu un nivel de investiții minor în raport cu valorile de tranzacționare pe care urmează să le, să le desfășori. I câtă că am început discuția despre investițiile în imobiliare și uh, foarte repede am ajuns la businessul care reprezintă. Uh, Intermediarele imobiliare și uh, consultanța imobiliară, mai specific. Hai să ne întoarcem la ceea ce se numește zona de investiții, și uh, pentru că. Știu că investițiile tale au fost uh, destul de diversificate de-a lungul timpului și aici aș enumera doar cele patru clase de active, uh, plasamente cash, uh, afaceri, imobiliare despre care am început să povestim și titluri. Uh, Spunem uh, ce alte experiențe ai avut pe aceste zone și uh, cam, cum, uh, cam cum au fost ele ca și finalitate. Da, în piața de capital uh, am avut niște plasamente de-a lungul anilor. Uh, am avut niște plasamente, niște fonduri de investiții de-a lungul uh, perioadei de creștere economică din anii 2000. Uh, am niște bani uh, pe bursă uh, cu care lucrez în ultimii ani, uh, însă nu sunt un expert. Sunt uh, un modest jucător. Uh, nu am alocat energia și timpul necesar ca să devin uh, un uh, investitor sofisticat, cum uh, folosește termenul Chiosakis. Uh, apelez la consultanți și mă limitez la volume mici. Uh, în ce privește uh, investițiile imobiliare aici, uh, am câteva experiențe, am și riscat mult, am și câștigat, am și pierdut. Uh, Aici aș putea să zic că am încercat toate registrele în care se poate juca în această piață. În ce privește afacerile, da, am și acolo una, două experiențe marcante. Am dezvoltat în anii 2000 un business la care și tu ai contribuit atunci ca și consultant. Un business în domeniul retail-ului de telefonie mobilă, Uh, am construit o afacere de la zero, am dus-o până la volume de uh, 15 milioane de, de dolari și am făcut exit din ea. A fost o experiență faină. Uh, a fost un business foarte bun la momentul respectiv și uh, cred și în genul ăsta de business. Are variabile infinite, uh, multă muncă în spate, dar uh, dacă iese, poate să iasă cu adevărat un boom și chiar dacă criza a făcut știu eu, ravagii în domeniul antreprenoriatului în ultimii ani, cred că piața se relansează și vom avea în curând iarăși o piață solidă în ce privește afacerile antreprenoriale, afacerile antreprenoriale și tranzacții în sfera asta. Uh, revenim din nou la povestea cu okay. imobiliarele și uh, aș vrea să-ți lansez o provocare. Foarte multă lume consideră că unul dintre activele cele mai importante ca și uh, volum investițional și ca și atașament emoțional o reprezintă casa personală. Uh -huh. Spune-mi uh, la ce crezi că ar trebui să ne uităm astfel încât uh, casa noastră să... Reprezintă într-adevăr o investiție, și să nu cadă în uh, extrema cealaltă de a fi o cheltuială extrem de uh, mare și uh, un bagaj uh, suficient de greu încât să ne lase urme toată viața în urma investiției pe da. care am făcut-o. Uh, casa personală vine din uh, sfera investițiilor sau din, din, din domeniul, departamentul, ca să zic eu așa, rezidențial. Pentru că există rezidențial, comercial, în două capitole mari în sfera asta a rezidențialului dictează emoția. Deci decizia de cumpărare, decizia de tranzacționare vine din emoție, mai, puțin decât, mai mult decât din rațional. Și atunci oamenii, noi oamenii ajungem să ne construim sau să ne cumpărăm casa visurilor. Iar cu visurile astea, visele astea e destul de periculos să te joci pentru că risc să te trezești într-un vis din ăsta și să-ți dai seama că nu-i visul tău. Și uh, avem uh, extrem de multe situații în care uh, oamenii vor să iasă din visul ăsta pentru că se trezesc, uh, la modul concret, într-o casă prea mare uh, sau prea scumpă în ce privește întreținerea, sau prea prost construită, sau, uh, într-un cuvânt, nepotrivită pentru nevoile lor. Și atunci. Uh, Trebuie, trebuie, să, trebuie să, să fim foarte atenți uh, în ce privește casa, locuința personală. Uh, <coughs> nu știu, tu știi mai bine. O casă ea trebuie să reprezinte ca și valoare cât e recomandat. 15-20% din noi spunem, averea personală. Că, noi spunem că ar trebui să fie ca și... Atunci când o cumperi, când o achiziționezi, valoarea ei ar trebui să fie corelată cu veniturile tale și în speță Uh, să nu investești în propria casă mai mult de două ori și jumătate câștigul tău anual sau al familiei care achiziționează casa respectivă. Ok. <coughs> uh, uh, și uh, trebuie respectat. În imobiliare contează trei lucruri: locația, locația, locația. Dacă astea trei lucruri sunt îndeplinite, avem șanse să avem o, o investiție bună, cu șanse mari de creștere, de Câștig într-un final. Și atunci este foarte important, când îți alegi locuința personală, să fie într-o locație bună sau într-o locație cu potențial mare de dezvoltare, care poate să devină mult mai bună. Pe urmă, ea trebuie să fie foarte bine echilibrată din punct de vedere al, al suprafețelor. Dacă este o casă, trebuie să fie echilibrată și în raport cu terenul pe care e construită. Dacă e un apartament, sigur, trebuie să fie bine compartimentat cu un grad mare de versatilitate, adică el să se potrivească și unei familii cu doi copii și, adică, să, să, să poți să o expui unei plaje cât mai mari de, de potențial cumpărători în momentul în care vrei să o uh, vinzi, să o valorifici. valorifici. Uh, pe urmă, <coughs> Dacă vorbim despre casă, e foarte importantă arhitectura. Fie că o construiești de la zero, fie că o iei gata construită, ea trebuie să aibă o arhitectură care să îi crească gradul de interes în momentul în care ajungi să o scoți la vânzare. Sunt o mulțime de case în piața imobiliară din România care sunt supradimensionate, cu număr mult prea mare de camere, mult prea ineficient construite din punct de vedere ergonomic, arhitectural și uh, prețul lor este mult inferior mediei nu? media prețul pe metru pătrat se, se calculează în România uh, uh, este mult inferior valorii medii de piață uh -huh. tocmai din cauza faptului că uh, a fost prost uh, proiectată compartimentări, suprafețe ineficiente și așa mai departe pe urmă, foarte importante sunt materialele din care este construită casa, și multe alte elemente. Însă, cred că e important aici să reținem locația. Și uh -huh. trebuie să fie într-o locație cu potențial mare de dezvoltare sau cu un potențial actual în piață. Nu? O locație bine poziționată, fie că este centrală, fie că este într-un cartier. Cu prețuri bune și cu potențial de creștere, uh -huh. îi va conserva valoarea și uh -huh. mai mult îi va crește valoarea. Rezvan, uh, unul dintre lucrurile pe care noi le spunem de fiecare dată pentru oamenii noștri este uh, iați casă în uh, corelație cu standardul tău de viață, cu ceea ce trăiești în momentul ăsta și nu porni de la premiza că vei locui în aceeași casă până la finalul vieții. Exact. Câte case ai avut până acum sau cât... Uh... Puh, noi uh, ne-am mutat de vreo două săptămâni într-o casă nouă, sper să fie ultima, uh, și uh, tocmai în ideea în care vreau să, cred că vreau să o scoți pe tapet, uh, am construit-o cu un grad de versatilitate, un pic mai uh, ridicat, în sensul că am construit-o de așa manieră încât, dacă la un moment dat cei doi copii ai noștri vor pleca, să putem izola o bucată din uh, un modul din casa respectivă și ea să poată fi exploatată uh, de către două familii, ca să zic așa. Pentru că în piață sunt uh, multe situații în care. Uh, Casa a ajuns să fie mult prea mare pentru locatarii ei din acel moment. Da, odată familia era mare, dar știu eu, viața are... Costi viața ei. e complexă și are multe aspecte, Asta. cum zicea Gheorghe Vinică. Și trebuie să o poți adapta mai multor scenarii posibile. Și atunci e foarte important să, să aibă Opțiuni de reconfigurare. Nu știu adică dacă să te joci cu o casă ca și un fel de puzzle. Exact. Pe care să-l poți așeza în funcție de nevoile tale de moment, exact. dacă este o casă pe care o folosești o exact. perioadă mai lungă de timp. Dacă nu, iați în calcul varianta ca periodic, în funcție de etapele din viața ta, să îți schimbi locul în care îți petreci da. cea mai mare parte timpul da, a timpului. Am mai întrebat în câte case am stat până acum, cred că asta ar fi a șasea casă în care am stat de-a lungul ultimilor 20 de ani. Este îndeopște cunoscut faptul că întotdeauna oamenii caută rețete. Caută modalități concrete, punctuale, dacă se poate cu pași specifici, 1, 2, 3, 4, să facă lucrurile într-un anumit fel. Oare în zona asta de imobiliare am putea să dăm niște paliere sau niște pași foarte concreți ca să devin eu investitor imobiliar sau privitorii noștri să devină investitori imobiliari? Păi, da, a fi investitor imobiliar, imobiliar, știu eu, sunt, eu văd trei categorii mari de așa zise afaceri imobiliare. Una poate fi cea investitorului care investește într-un imobil în ideea în care acesta se aducă un venit și aici, exemplu, pot să meargă de la un uh, banal apartament sau o garsonieră care urmează să fie închiriată și să genereze un venit uh -huh. constant până la uh, proiecte complexe de uh, imobile de birouri sau uh, uh, ansambluri de uh, proprietăți industriale, hale industriale. Dar aici mergem mai mult pe sfera uh, proprietăților din categoria comercială. Uh, aici fiecare investitor în, în, din, din segmentul ăsta, caută randamente. Nu? Uh -huh. Caută ca banii lui investiți în acea proprietate să aducă un reveniu cât mai mare, în termen procentual. Nu? În perioada de criză am avut uh, tranzacții cu proprietăți care puteau să aducă până la 10% randamente anuale. Uh -huh. Uh, în termeni uh, brut, ca să zic așa, din care, sigur, urmează să se mai deducă uh, impozite și alte costuri uh, mărunte. Te referi uh, la investiții sau la imobile de închiriat? Da? da, imobile de închiriat, exact, exact. Uh, apoi, o, o, un alt capitol mare ar fi, ar fi cel al uh, dezvoltărilor imobiliare, uh -huh. în care uh, investitorul Dezvoltă un proiect, ia un imobil, îl modifică și, într-un final, face exit din această afacere. Și aici exemple pot să meargă de la simple, nu știu, apartamente care se uh, cumpără, se renovează, restaurează, modifică și se revând cu o marjă de profit, până la uh, proiecte. Uh, ansambluri rezidențiale, fie că sunt uh, blocuri sau ansambluri de case sau uh, chiar ansambluri din sfera asta comercială, nu? Uh, în care investitorii dezvoltă un proiect imobiliar, urmând să-l închirieze mai departe unor companii, pentru spații de birouri sau spații industriale. Uh, fiecare din aceste scenarii posibile sunt uh, cu atât mai complicate cu cât investiția este mai mare. Dacă ne imaginăm un simplu apartament, el trebuie este renovat, restaurat, uh, cu lucrări simple. Dacă ne imaginăm uh, uh, construcția unui ansamblu rezidențial, lucrurile sunt mult mai complicate și implică mult mai multă știință și mai mulți consultanți care să uh, contribuie, la... contribuie la la realizarea și închiderea proiectului. Uh, a treia categorie de afaceri imobiliare pe care eu o văd este cea a consultanțe imobiliare. Uh, și anume, oameni care se implică sprijinind acești investitori sau sau uh, 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 persoane care pur și simplu tranzacționează, își vând sau cumpără locuințe din sfera rezidențială și uh, generează venituri din comisioane percepute supra tranzacțiilor. Uh, noi, ca și consultanți în RIMEX, din Statele Unite până în Europa și România, asta facem. Oferim consultanță în tranzacții imobiliare și comisionăm clienții noștri în funcție de tipul de tranzacție. Fie că este vânzare, închiriere sau, știu eu, alte variante de tranzacții. Deci, în linii mari sunt trei capitole de afaceri. Unul, că investești într-un imobil și îl îți aduce un venit. Al doilea, dezvolți o proiect, poate fi de la un simplu apartament până la un proiect complex rezidențial sau de birouri. Și al treilea, domeniul de afaceri este că prestezi servicii de consultanță imobiliară. Fiecare dintre aceste trei mari capitole are grade mai mari sau mai mici de complexitate. Nu știu Aș, dacă am mai, corect, Aș mai aduce aici o mențiune. Sunt uh, cu siguranță în piață încă destul de mulți uh, jucători în piața imobiliară uh, care au achiziționat uh, terenuri uh, imobile la anumite prețuri și uh, singura lor strategie era de a aștepta ca piața să ajungă la un anumit nivel. Astfel încât uh, exitul lor să le aducă un uh, markup și un profit considerabil, în care dintre cele trei categorii am uh, încadrat pe, pe aceștia? Sau e nevoie să facem a patra categorie? Uh, păi. <sus> uh, da, este, este și o a patra categorie. Ar putea fi și o a patra categorie, cea a speculanților, care uh, a existat. Un număr foarte mare în perioada de boom economic, când uh, investitorii nu făceau altceva decât să cumpere un teren sau poate chiar un imobil, să nu facă nimic cu el în anumit interval de timp, după care să-l vândă în starea în care l-au cumpărat la un preț mult mai mare, pentru că bula imobiliară. Uh, asta a făcea dus, practic. A dus Din asta a fost ea construită. Dintr-o creștere uh, nejustificată a, a prețurilor. Uh, astăzi nu prea mai există astfel de. Uh, știu eu. Există o bulă inversă de, de fapt. oportunități. Sigur că totdeauna o să fie uh, ocazii și. Uh, știu eu. Chilipirul. chilipiruri, exact, în, uh, care oferă posibilitatea unui câștig speculativ. Uh -huh. Dar uh, nu știu dacă poți să construiești o afacere pe asta. Ele sunt ocazi ocazionale, adică? uh, conjuncturale, nu faci un plan de afaceri pentru genul ăsta de business, sunt investiții speculative care nu au neapărat o rețetă uh -huh. de lucru. Deci nu este nevoie de foarte multă școală pentru genul ăsta de este nevoie de foarte mult flair și foarte multă informație. Nu știu. De exemplu, o zonă dacă ea urmează să intre într-un proces de dezvoltare, dat în primul și primul de utilități, de amplasarea unui, unui știu eu jucător, jucător industrial, industrial ancoră, să zicem, fie că e de retail, fie că e industrial, uh -huh. poate să tragă uh, interesul zonei, asupra interesul zonei și automat să crească prețurile. Și evident că poți să te trezești că valoarea proprietății terenului, să ne imaginăm, poate să crească prin simplu fapt că primăria a, a, a dotat tras acolo utilități. utilitățile și facilități de, din diverse, din diverse a, știu eu Categorii, fie că sunt drumuri, fie că sunt rețele de utilități și mai departe. Răzvan, așa cum uh, ai spus uh, un pic mai devreme, prima dintre variantele investiționale pe care ai enumerat-o tu, este legată de obținerea de uh, venituri din închirierea, uh, indiferent că este vorba de spații industriale sau rezidențiale, în speță venituri din chirii. Uh, toți cei care ne urmăresc uh, știu că eticheta pe care o punem pe genul ăsta de venituri se numesc uh, venituri uh, pasive sau venituri reziduale. Spune-ne câteva lucruri la care ar trebui să avem atenție atunci când concentrarea noastră și focusul nostru este de a ne crea venituri pasive din închirierea uh, activelor noastre imobiliare. Da, păi, uh, e foarte importantă sfera în care Includem acest activ. Dacă el este din sfera rezidențialului, în general, în România, astăzi, sfera investițiilor din rezidențial versus din comercial, aici la comercial între multe categorii: că sunt spații comerciale, că sunt spații de birouri, că sunt spații industriale sau mai știu eu ce alte particularități pot fi. Pot fi rezidențialul, în general, are randamente mai mici decât comercial. Ok, bine de știut. Deci, eu aș îndruma, așa zis, și investitori sau oamenii care sunt interesați în investiții, să o facă în zona proprietăților comerciale versus rezidențiale. Sigur că proprietățile rezidențiale au sunt mai accesibile, sunt ca, mai și accesibile ca și preț, sunt mai tentante, au o componentă emoțională pe care, care contribuie la decizia de cumpărare. Este aici o componentă de educație? Adică dacă eu am nevoie de casă, să consider automat că această piață a nevoii de spații de închiriat pentru uh, scop de locuință va fi una perpetuă și nu o să am niciodată probleme cu închirierea? Componenta locație este foarte importantă, și aici. Într-o locație bună și un spațiu comercial va avea în permanență cerere. Așa este. La fel vine și în sfera rezidențială. Dacă vorbim despre un simplu apartament de două camere, dacă el este amplasat într-o zonă universitară, cum Clujul sau alte orașe au, va avea în permanență o cernă mai ridicată decât, știu eu, media uh, proprietăților din sfera rezidențială. Și atunci uh, nu cred că comercialul are un grad de risc mai mare decât rezidențialul. Sunt uh, riscuri și de-o parte și de alta. În rezidențial sunt riscuri suplimentare care nu le ai în comercial, și anume deteriorarea uh, de chetrăchiriaș a... Uh, facilităților care le în acel apartament. Au fost foarte multe situații în care chiriașii au distrus s-au deteriorat sau au generat pierderi proprietarilor printr-o utilizare uh, neconformă sau știu eu abuzivă uh, a proprietății uh -huh. <coughs> și până la urmă asta n-a făcut decât să scadă sau să mulțească cu zero veniturile generate din chirie. În zona comercială, având în vedere că spațiile comerciale sau de birouri nu se livrează echipate, riscul ăsta e destul de mult diminuat. Nu? Dar situațiile variază de la, de la un caz la altul. Eu nu aș investi în zona rezidențială dacă aș avea de ales m-aș orienta zona comercială. Sigur că e important bugetul, că dacă ai uh, un buget uh, mic sau mediu de, știu 30-50 de mii de euro, nu prea ai ce să investești în zona comercială. Ar fi multe de povestit în sfera asta a investițiilor mici-medii uh, în uh, imobiliare, însă, ceea ce eu recomand este ca uh, investitorii simpli să se orienteze mai degrabă înspre zona comercială decât înspre uh, proprietățile rezidențiale cu scopul de a le, închiria. A le închiria. Ok. Uh, hai să ne ducem un pic într-o zonă investițională care este foarte la modă în această perioadă. Ce părere ai despre investițiile în terenuri agricole? Uh, e un domeniu în care n-aș zice că mă pricep, deși am o proprietate un teren agricol de suprafață destul de mare în apropierea Clujului. Uh, nu pot să spun că mă pricep la domeniul ăsta al trenilor agricole, dar uh, Ce simți în legătură cu piața da, și care simt, sunt pe simt care Simt care că se duc. Uh, România are un potențial mare în, uh, și a avut o creștere constantă. Deci trenurile agricole, ele nu au simțit criza cum au simțit uh, celelalte categorii din, uh, din sfera imobiliarelor. Uh, încă în România terenurile agricole sunt ieftine, raportat la valorile care se uh, vehiculează în uh, Europa Occidentală. Uh, dar aici cred că sunt foarte mulți factori de ordin uh, sociopolitici, și anume că suntem încă o țară cu o agricultură ineficientă, în unele locuri primitivă, Uh, multe terenuri agricole sunt exploatate la limita uh, subzistenței și uh, cred că concentrări mari de terenuri agricole uh, valoroase, aici mă refer la fertile, că pot să fie cu valoare agricolă mare sau cu valoare agricolă uh, mică, uh, o să fie niște plasamente bune pe termen lung. Uh -huh. Nu știu ce înseamnă termen lung, dar uh, cred că de la 5 ani încolo. Da, ăsta este și orizontul de timp către care noi ne uităm, uh, undeva 5 ani, 10 ani, da. uh, probabil că uh, aceste forme de plasament în terenuri agricole vor uh, aduce niște randamente probabil apropiate deja ca și valoare de investițiile făcute în segmentul industrial sau în segmentul comercial, așa exact. cum vorbeam mai devreme. Răzvan, datorită faptului că ai o foarte bogată experiență și ca timp în ceea ce privește investițiile uh, imobiliare, ai uh, avut parte și de fluctuații uh, majore, să spunem așa, în ceea ce privește piața imobiliară. Adică ai participat și la perioade de creștere, de bulă imobiliară, ai trăit ce ai trecut să pare cu bine și prin perioade de recesiune și uh, realmente criză în zona imobiliară. Uh, ce direcție ai da sau ce, ce ai sfătuit să facă cei care sunt mai noi în această piață și care se confruntă cu aceste mișcări uh, suficient de mari în zona investițiilor imobiliare? Uh, revin, uh, a nu știu câte ori, în, în discuția noastră asupra criteriului numit locație există proprietăți care astăzi nu mai valorează nimic sau aproape nimic în raport cu prețul care s-a plătit pe ele și aici dau un exemplu terenurilor din Extravilan care odată în urmă cu 6-7 ani valorau mult sau foarte mult și care astăzi nu mai valorează nici cât porum crește pe ele. Pentru că ele nu au un potențial de dezvoltare și probabil că niciun potențial agricol nu mai au astăzi, și atunci aproape că valoarea lor s-a mulțit cu zero. Uh -huh. Și dacă locația ar fi fost una care într-adevăr să aibă, să genereze un potențial de investiții și un potențial de creștere, valoarea lor s-ar fi conservat. Nu că nu ar fi scăzut, dar ar fi scăzut mult mai puțin în raport cu. Media pieței imobiliare. Sunt imobile în Cluj, pentru că aici trăim, a căror valoare a scăzut mult mai puțin în raport cu media pieței, datorită faptului că au avut o locație foarte bună. Locație foarte bună implică o cerere mare în momentul vânzării. Deci, eu aș recomanda ca oamenii să țină cont de locație, așa cum deja am mai zis. Uh, locația fie ca valoare în momentul ăsta sau ca potențial de dezvoltare. Fiecare piață imobiliară, mă refer la orașe sau uh, zone imobiliare din, din orașe, au zone cu potențial de dezvoltare mai mare, pe care poți să-l intuiești, poți să-l documentezi. Nu? Dacă primăria vrea să orienteze dezvoltarea imobiliară a Clujului în zona de nord, probabil că pe termen lung e bine să îți placezi uh, un steguleț în zona de Nord. Pentru că conjunctura așa se va aranja încât, pe termen lung, 5-10 ani, zona asta va crește și interesul în această zonă va crește. La fel cum sunt concentrări, e, știu eu, poli din ăștia economic comercial în zona molurilor, Dacă e, în zona respectivă urmează, în Timișoara, de, în, în Brașov, de exemplu, e, urmează să construiască cel mai mare mol din afara Bucureștiului pe platforma e, Tractorul fostei uh, întreprindere Cu siguranță o investiție în proximitatea acelei, acelui pol economic uh, va beneficia avea o, cred, va beneficia de creșterea zonei. Versus o investiție într o altă, uh, în altă altă, da, altă arie geografică a orașului. Și așa cu siguranță sunt în mai toate piețele uh, imobiliare din, uh, din, din țară. E uh, important să ții cont de locații și de potențialul de dezvoltare în zona respectivă. Fie că e o investiție din sfera rezidențială, fie că e din sfera comercială. Uh -huh. Sigur, por urmează alte criterii, uh, nu știu, să fii atent cu ce o construiești dacă o construiești de la zero, cu ce o finisezi dacă o finisezi de la început, ea fiind construită, multe alte, multe alte aspecte. Fiecare proprietate, Imobiliară, indiferent de ce categorie este ea, fie că este un teren, fie că este o, un apartament banal, fie că este o casă sau o, o, o proprietate comercială complexă, are câteva criterii care pot să-i ajusteze valoarea, pot să-i aprecieze valoarea. Okay? O, un apartament, dacă îi schimbi geamurile, uh, o operațiune relativ banală sau o zugrevești, automat pot să crească valoarea mai mult decât investiția pe care ai făcut-o. În această lucrare. Un teren, dacă uh, îi faci niște documentații de uh, urbanism uh -huh. și probabil obții o autorizație de construcție sau uh, uh, niște faze precedente, obținerea autorizației de construcție cu niște parametri urbanistici buni, îi crește automat valoarea. Orice proprietate poate să <coughs> aibă niște ajustări din astea care să ridice valoarea. Dar este necesar ca ea să fie într-o locație bună din capul locului. Excepțional. Iată că ajungem la finalul discuției noastre de astăzi. Noi, cei care suntem aici de față, ne vom grăbi în continuare să căutăm cele mai bune investiții imobiliare pentru că avem convingerea că imobiliarele sunt și vor fi întotdeauna un sector foarte bun de investit din câteva considerente pe care Răzvan le-a enunțat la începutul discuției noastre. În alte ordine de idei, nu uitați că cel mai important lucru atunci când vine vorba despre investițiile imobiliare este locația. Așa cum spunea și Răzvan, indiferent dacă piața are un trend ascendent și tu ai o proprietate într o zonă bună, ea va crește mai mult decât media investițiilor imobiliare luate în ansamblu. Pe de altă parte, dacă piața este în scădere și tu ai o proprietate de asemenea situată într o zonă bună, ea va beneficia cu ghilimele de o scădere mai... O corecție. O corecție mai mică decât media pieței. Nu uita așadar că investițiile imobiliare reprezintă ca și valoare și ca și impact emoțional pentru majoritatea dintre noi foarte mult din ceea ce investim. Așa că fi cu băgare de seamă în ce îți plasezi bani atunci când vine vorba de investiții.